Acum începe serialul. Vorbim RomTelecom, serialul pe care trebuie să-l urmărească fiecare angajat care intră în contact cu clienții. Bună ziua! Numele meu este Ionuț Popescu. Cu ce vă pot ajuta? Bună ziua! Vreau să-mi instalez televiziune, internet și telefonie. Vezi în continuare cum e bine și cum nu e bine să vorbești cu un potențial client. Pentru instalare o să trimit un tehnician la dumneavoastră. Hinim, Pango, Boramimi, Milele, Alifania. Așa nu. Vorbește pe limba ei. Pentru instalarea serviciilor, echipa tehnică se poate deplasa la dumneavoastră în ziua de 15, în intervalul orar 16-18. În funcție de disponibilitatea dumneavoastră, putem programa vizita la această dată sau la o dată ulterioară. Așa da, vezi cât de simplu e? Veți primi factura în format electronic. Dieses ist das beste Angebot, das wir jemals gemacht haben. Așa nu. Vorbește pe limba ei. Veți primi factura prin e-mail la adresa pe care ne-ați indicat-o, aproximativ în data de 25 a fiecărei luni, fără niciun cost suplimentar. Dacă ulterior veți opta să primiți factura pe suport hârtie, acest lucru este posibil la un preț de 28 eurocenți cu TVA, echivalentul la 1 leu și 26 de bani cu TVA. Așa da. Vezi cât de simplu e? Prima factură va conține contravaloarea abonamentelor calculate în cotă fracționară. Ezo legiob, ajan lot, amitedic, otung. Așa nu, vorbește pe limba ei. Prima factură va conține abonamentul calculat de la data instalării serviciilor până la data emiterii facturii, plus abonamentul aferent lunii în curs. Explicații detaliate privind modul de facturare veți regăsi în anexa atașată facturii fiscale. Tot în anexă, la rubrica reduceri, pe fiecare tip de serviciu veți regăsi detalii privind beneficiile acordate. Așa da, vezi cât de simplu e? RomTelecom. Televiziune, internet, telefonie.